Meciul cu voluntari, pentru noi trebuie să însemne și prima victorie. De când am venit eu de când am preluat echipa, este un meci în care este obligatoriu să luăm puncte. Toți spun că voluntarii nu au reușit să câștige până acum, ne dorim să rămână în acest stadiu și după jocul cu noi, dar trebuie să vedem și că au pierdut foarte, foarte greu acasă. Este o echipă imprevizibilă. Este o echipă care în aceste 14 jocuri au marcat multe goluri din faze fixe și aici noi va trebui să fim atenți. Chiar dacă aparent pare un meci ușor, ei n-au câștigat niciun joc, dar noi ne dorim să luăm cele 3 puncte. Venim după o serie de meciuri în care n-am reușit să câștigăm, n-am reușit să marcăm foarte mult și sperăm ca acest meci să ne deblocăm, să reușim să câștigăm. În momentul acesta, cadrul lotului nu există diferență de valoare, toți jucătorii sunt la același nivel, diferențele se fac și eu de forma de moment. Și eu cred că cei care vor intra pe teren vor face bine. Dacă jocul se sigurează la nivelul celui cu Steaua, care ai spus că arăta bine, Eu spun că dacă vom avea aceeași atitudine care am avut-o la jocul cu Steaua, nu avem cum să nu câștigăm acest joc. Important este să reușim să marcăm, pentru că dacă vom reuși să marcăm, eu sunt sigur că jocul va fi mult mai ușor pentru noi, dar trebuie să începem să marcăm, pentru că ocazii am avut. Dar n-a zis nimeni că e derby. Nu se poate glumi măcar cu a fi derby. Într-adevăr, sincer, situația în care suntem, cel puțin la clasamentului, n-aș fi crezut niciodată că ne vom afla aici, dar eu sunt crezător că va veni și rezultatele și vom ieși din această situație. Nu va trebui să dăm posibilitatea acestor jucători de la voluntari, cum ai spus, cu mare experiență, să se redescopere în meciul cu noi. Pentru că, într-adevăr, au jucători cu CV-uri importante, dar eu cred că putem câștiga. Ar fi foarte bine să reușim să câștigăm, ar veni după un meci, spun eu, bun cu Steaua și atunci încrederea jucătorilor va crește și poate că va fi un pic mai ușor pentru viitor. Dar important este acest meci, să facem primul pas. Păi trebuie, pentru că situația de față nu este plăcută și trebuie să ne ridicăm nivelul, pentru că meciurile trec și nu reușim să câștigăm. Într-adevăr, atmosfera nu va fi cea care a fost aici, pentru că siguranță mă refer la spectatori, nu va fi atmosfera din afara terenului, dar noi trebuie să ne motivăm singuri, pentru că trebuie să ne realizăm obiectivele. Nu mai avem timp să spunem că un meci este mai ușor și nu important, altul mai ne motivăm că jucăm cu Dinamo. Pentru noi sunt, poate ca și presiune, este presiune mai mare într-un meci cu voluntari decât am avut cu Steaua, pentru că este un meci în care noi trebuie să câștigăm. Eu cred că vom avea suporte la acest joc, pentru că am avut și la Târgu Mureș și au venit după noi și la Brașov. Deci cam în toate jocurile și la Constanța, toate jocurile am avut suporte și eu cred că vor veni chiar în număr mai mare la acest joc. Pentru că din semnalul care l-am avut după jocul cu Steaua, ei au fost mulțumiți, chiar asta am și vorbit înainte de joc, ne-au spus că își doresc să vadă atitudine. A fost atitudine, probabil că și vor veni mai mult și ne vor încuraja, dar important e ceea ce facem noi în teren. Eu mă bucur în primul rând că jucăm acasă, jucăm în Ploiești și pentru suporteri și pentru noi, altfel joci chiar dacă starea gazonului este destul de rea, dar cel puțin a atmosferei va fi peste unde am fi mers. E normal în cariera unui jucător să joace mai bine, să joace mai prost, dar
Eu nu cred că a avut de-a face și accentarea mea cu evoluțiile. Îmi doresc să crez la Lampiș la Meci, să-mi ajute echipa să joc cât mai bine, dar, din păcate, nu reușim să câștigăm. Nu neapărat persoana mea trebuie să fie generală. Important sunt rezultatele echipei și, cu atât mai mult, echipa trebuie să fie în prim plan. Da, probabil că cei care o spun asta se gândesc, de fapt nu sigur se gândesc, că el era într-o altă conjunctură în anii trecuți, acum un an, acum doi ani. Într-un alt lot de jucători, altfel de rezultate, altă poziționare și normal că și cota lui era ridicată. În situația asta, normal, este echipa pe ultimul loc. Pe cine vedem? Vedem pe Marinescu, vedem pe Pesania, vedem pe Benga, cei care au fost în trecut și echipa avea rezultate foarte, foarte bune. Eu nu cred că e într-o scădere de la ceea ce a arătat. Este presiunea listei de victorii se repercutează și asupra voastră, jucătorilor cu experiență, să simte și la voi? E normal. Dacă nu câștigi, toată lumea să... și noi, în primul rând, să fim nemulțumiți, să ne dorim mult mai mult decât am făcut și, din păcate, lucrul acesta s-a și văzut. Da, da, știu. Nu spun că vom să supără și... Nu. Să avem penalti și știu ei care trebuie să execute.